Salutare! Filmare nouă cu GoPro Hero 8. Asta e mai mult de încercare. Am avut Hero 7 și s-a dus dracu. Nu știu ce s-a întâmplat exact cu ea. Am lăsat-o și dintr-o dată nu s-a mai aprins. Am lăsat-o o perioadă mai lungă, nu prea am mai filmat în ultimul timp cu ea. Am filmat mai mult cu telefon. Și când am vrut să o pornesc, s-a prindea LED-ul la roșu și rămânea așa. Bineînțeles, am trimis-o la garanție, a durat, oricum s-a mișcat foarte repede EMAG-ul, am luat-o de la EMAG și pe asta de acum tot de la EMAG am luat-o. Mi-au trimis-o și în vreo două zile mi-au și dat mesaj că, de fapt nu că nu se poate repara, mi-a zis că reparația durează mai mult de 5 zile și dacă vreau să-mi returneze suma sau să aștept. Deja m-am gândit că are un an vechime, recuperez banii care am dat inițial pe ea. Deci ar fi ideal să-mi iau un Hero 8. Am dat 1700 ceva de lei pe 7 și 8 a fost 2000 de lei. Deci pentru 300 de lei am luat modelul nou. Și da, și am zis să o iau pe asta să vedem. Văd că se mișcă mult mai bine. Aia făcea figuri la net, nu puteam să văd review pe telefon. Asta văd că se mișcă foarte bine până acum. O să vedem astăzi cum se comportă, că vreau să trag niște cadre și de afară și după coș. O să încerc și ceva, să vedem dacă reușesc pe site, să vedem și noi cum se încarcă sitele în mers. Să vedem ceva live, când ajungem la capăt, când mergem pe brazdă, când e prea mult material, când e puțin material. Să vedem cum se vede, chiar sunt curios să vedem cum arată.
Așa, după cum ați văzut, inițial aveam niște duci. Intrau duci, le zicem noi aici, și nu se curățau complet boabele. Ce-am făcut ca să le curăț complet, am mai strâns grătarul și am mai crescut foarte, foarte puțin donația la tobă. Am strâns grătarul de la 29 de mm, l-am coborât la 19 mm, deci l-am mai strâns un centimetru. Eu aseară mergeam cu el așa, pentru că îmi spărgea. Acum, având în vedere că e dimineață, sunt mult mai trași și nu se curăță așa bine boabele după ei. Deși acum o să-i sparg în mai multe bucăți, asta sunt nu prea mai ieșau drugi întregi, cocenii întregi, ieșau cocenii că am spart bucăți. Boabele sidele nici măcar nu se încarcă, că n-au de ce, că aici sunt undeva la 2-3 tone la hectar de porumb, deci nu e nici producție foarte mare ca să zic că se încarcă sidele și am pierderi. Și da, și cam asta e. Și am încercat să mai cobor un pic vântul, dar imediat ce am coborât vântul, a început să aglomereze foarte tare sida, nu mai ducea materialul jos după aia. Să o ține curată. Așa că cea mai bună soluție a fost să mai strâng grătarul și să mai cresc un pic durația la rotoare. Și pe parcursul zilei o să, în funcție de cum începe să spargă, o să încep să mai deschid grătarul câte puțin și scad durația. Inițial, de fapt, avantajul cel mai mare ar fi dacă aș coborâ durația cât mai mult la rotoare, ca să nu mai rupă cocean. Coceanul odată ce îl rupe și îl face bucăți mai mici, el o să fie mai greu de ales. Deci sitele nu o să poată să mai aleagă odată ce sunt bucăți mai mici. Ce nu se folosește la porumb, se folosește sita inferioară. Deci sita de jos eu o țin deschisă complet. Toată cererea se face de sita de sus. Pentru că dacă, de exemplu, aș lăsa sita de sus deschisă mai mult, cât să treacă și bucăți de cotor prin ea și ar ajunge pe sita de jos, ar alege bucățile alea de cocean și ar trece doar boabele prin sita de jos, ajungă în muncă și bucățile de cocean ar ajunge pe retus bice, morile de pe retus bice le-ar sparge în bucăți mai mici, care la a doua trecere ar trece prin sita și ar ajunge tot în muncă. Deci cam asta e ideea, la porumb ce nu trece din prima nu trebuie să mai ajungă deloc pe sita. Nu e ca la grâu să zici că băi, încă mai are chestiile alea, frunzulițele alea, împelișul la cobob și trebuie curățate bine ca să pot să mă folosesc pe retus bice. Aceeași chestie și la porumb și la floarea soarelui cu sita de jos. Deși la floarea soarelui eu mai folosesc câteodată sita de jos pentru că mai sunt bucăți, că sunt câte două semințe la un loc și le mai alege odată, chiar dacă mai bane și plin de mizerie. La floarea soarelui e mult mai ușor de controlat din vânt, de ventilator. Reglezi durația ventilatorului în așa fel încât să îți permită să-ți ia de când boabele să le bage înăuntru față de porumb. Da, deci practic pentru o combină porumbul e cea mai ușoară cultură, l-ar alege cel mai ușor. Pentru partea de curățare, să zicem așa, că oricum mare parte din curățare se face pe header. Hai să punem și pe header un pic să vedem cum lucrează. Ia să vedem dacă să-l răsucesc. Și să-l punem. Da, ce ziceam de header? Rămăsesem la header. Hai să vă povestesc de header. Headerul de porumb, spre deosebire de headerul de grâu, practic 90% de separare se face aici pe header. Pentru că el trage înăuntru, în combină, doar druga. Druga, frunzele alea care înconjoară druga și foarte puțin din moțurile de la porumb. Pentru că în cazul meu porumbul e foarte, foarte uscat. Aici am cheie de sfârșitoare și e dezastru. Da, și fie foarte, foarte uscat, mai intră și din moțul ăla ceva. Dar, în principiu, el ar trebui să tragă în interior doar truga, ba chiar câteodată să și depănușeze un pic. Ceea ce la mine nu se întâmplă chestia asta, pentru că sunt uscați. Dacă intram doar cu vreo săptămână sau două, era mult mai bine, dar încă nu se uscasele suficient boabele atunci. Aveam umiditate mare și nu lua baza. Da, revenim la header. Deci header-ul face aproape 90% din separare în cazul ăsta. Și header-ul de porumb și header-ul de floarea soarelui sunt și unele headere de grâu speciale, special concepute pentru așa ceva. Se numesc shellborn, dacă nu mă înșel, headerele, și sunt făcute să aleagă doar spicul de grâu, adică care combină, în rest paiele rămân în loc. Ceea ce e foarte bine pentru a păstra umiditatea în sol. Nu prea le-am văzut din România, am văzut doar unul singur foarte aproape de mine aici în zonă, dar n-am luat legătura cu proprietarul, nu știu cum se comportă, dacă l-a folosit, dacă merge în producții mai mari și chestii astea. Da, și revenim la hederele astea pentru vrăjitoare, atât la de porumb cât și de floarea soarelui, la floarea soarelui, de exemplu, astea speciale cum le-am eu, iau doar calatitele, doar pălăria de la floarea soarelui, practic intră în combină.
Și la Polop aceeași chestie, intră doar Cluga. Deci de asta ați văzut sitele cât de cât curate, nu sunt aglomerate, nu e așa cu material pe ele. Așa cu material pe site. Ce ați mai văzut acolo și nu trebuia să apară, dacă grătarul era grătar special de porumb, nu trebuiau să mai apară cocenii. Nu trebuiau să apară cocenii pe site. Odată ce cocenii apar acolo pe site, înseamnă că îi trec prin grătar. Trecând prin grătar, înseamnă că rotorul nu mai face curățarea până la capăt. Deci eu practic mă folosesc de rotor doar pe bucata cu grătar, ca și o tubă convențională. Partea din spatea rotorului, care de obicei ne fac și ele separare, la mine nu face așa multă, pentru că odată ce oceanul a crescut prin grătar, el n-are cum să mai meargă pe rotor, ajunge pe site. Și pe site n-are cine să mai poată încă o dată să facă curățare. Deci cam asta ar fi o problemă aici. N-am grătar special, e undeva la vreo 7000 de lei grătarul special și nu l-am cumpărat anul ăsta. Poate l-o-i lua pentru la an. Să vedem, sau poate îmi iau un șablon și încerc să-l fac eu, să-l sudez eu și să-l fac. Am văzut că sunt niște grătare aftermarket care s-ar comporta mult mai bine decât grătarele originale ale combinelor, atât la case, cât și la Nicolae. Și o să încercăm să vedem, să văd la an dacă reușesc să fac chestia asta. Să sperăm că o să fie și mult mai bun porumb la an decât anul ăsta, că ăsta deja a fost dezastru la porumb. Vedeți și pe masă, să aleg doar drugile. Deci doar ele și un pic de vârfurile alea reușesc să intre în combină, în rest nimic. Acum cred că am văzut la totul în ea să vedem. Sunt foarte, foarte, foarte jos și mi-e frică să cobor prea mult cu asta, pentru că eu nu mai am sistemul ăla de protecție, APS-ul ăla, Advanced Stone Protection, pentru că practic n-am mers calculatorul de când am luat combina, mi s-a întâmplat, îmi zice că nu recunoaște calculatorul de la PS. Și l-am dezactivat. Am pus-o să crede că practic nu mai e CR, e un CX, pe CX-ul are și chiar de pierdere convențional. Nu știu să aibă PS-ul ăsta. Și l-am dezactivat. La mine nu prea sunt pietre, deci eu n-am avut probleme, n-am probleme cu zonul, să am pietre în el sau chestiile astea. Dar aici au fost vii și mi-e frică mai să stic. Rămas pe jos și să nu dăm de altele. Dacă îmi trage ceva, pietre, chiar mi-am tras ele trecute, pietricică, și a bătut săracă o jumătate de oră până aici pe spate. Dacă îmi trage vreun pietre ceva sau o piatră mai mare, rotor, l-am făcut praf. Odată ce l-a dezechilibrat, trebuie schimbate rotoarele. Rotoarele sunt undeva la 10.000 de euro pe cadă. Ceea ce n-ar fi exact unde am spus, dar deja e aproape jumătate din valoare aici. Nu prea îmi convine să fac treaba asta. Oricum, rotoarele la o anumită perioadă trebuie schimbate, la fel cum schimb și ele de la tobă la o combină normală. Bine și aici să pot schimba bucurile, dar din ce am văzut eu sunt mult mai ieftine rotoarele să schimb tot rotoarele decât să schimb doar elementele de uzură după ele, pentru că astea merg la 1800 de ture, trebuie echilibrate după, că nu prea se permite să merg la 2000 de rotații cu un rotor neechilibrat, că s-ar da aici din cabină. Ceea ce am văzut, chiar că veni în forma de rotoare dezechilibrate, am văzut la două lecții, la un 780 și la un 600 pe care le-am avut la reparat. Când combina era goală, tremura extraordinar de mult. Deci, dezastru, nu că tremura extraordinar de mult. Mie mi-a fost un chestie care rumeți spați undeva. Și ceva foarte ciudat. Merg de 2 ani de zile așa combinele alea cu momentul în care se încarcă, care intră în plastă, într-adevăr, nu mai tremură așa rău. Dar, în schimb, când stau pe loc și sunt goale, te sperii. Da, și cam asta ar fi ideea și cu headerul ăsta de porumb. Deci ăsta e avantajul cel mai mare la porumb față de celelalte cupluri, că aici alegem... Aici alegem materialul... Aici materialul se alege aproape 90% de pe header. Combina ajunge foarte puțin, foarte puțin material cu care să lucreze. Și de asta se poate face separarea mult mai ușor și de asta combinele axiale sunt mult mai avantajate la capitolul ăsta, pentru că ele lucrează ca o mașină de bătut porumb. Intră druga, o ține pe lungime pe direcție cu rotorul, o răsucește până nu mai rămâne niciun popoiac. Asta e
din procedeul la, la combinele axiale față de combinele cu rotoare, unde ruga se intră cu lungime și rotorul e transversal și atunci îl rupe. Deci atunci vine și îl pică în capul lui, să ia la rotul, la, la o combine cu rupă normală. Și odată ce l-a picat, l-a rupt. Și odată ce a rupt coceanul, deja e mai greu de curățat. Față de, de sistemul ăsta axial. Aceeași chestie se întâmplă și la fără soară, și la greu, și la orice. Deci e, cum să spun, materialul intră pe lungime și e curățat tot pe lungime. Deci e curățat tot prod în direcția în care intră în combine. Și de asta e mult mai plătă cu materialul, sunt mult mai bune la consum, pentru că nu depun atât de mult de fond cât depune o combine cu cai. Și la o combine cu cai, de exemplu, dacă curățarea nu s-a făcut în aia primii 50 de centimetri între sărătorul și prospătătorul, hai să zic, un metru, dacă nu prea are un metru efectiv de curățare, dacă nu s-a făcut acolo, ca ei nu fac curățare, ei nu stropesc, ei nu fac nimic decât să separe cât de cât materialul. Dacă a fost curățat de, de tobă sau de prospătător, dacă n-a fost curățat, s-a dus afară. Și, și acolo apar pierderile și domanda asta, trebuie să strângi gătarul foarte mult, trebuie să mergi cu curație foarte mare, ceea ce duce la consum de combustibil. În schimb, aici, fiind rotorul de 2 metri jumate lungime, ia pe 2 metri efectiv curăță. Și tocmai, tocmai este și avantaj. În timp ce duce materialul în spate, îl și bate, îl curăță, îl zăfăcește, cât să nu mai rămâne nimic. De asta, combinele cu rotoare au pierderi mult mai mici. Dacă se reglate cum trebuie, și nu le reglez ca o combine convențională, dacă se reglate cum trebuie, combinele cu rotoare o să aibă pierderi mult mai mici decât combinele cu cai. Ca și dovadă că cele mai mari combine de la orice producător pe care l-am luat la l-am luat în comparație, toate combinele sunt birotor sau monorotor. Deci cu un singur rotor sau cu două rotoare în oglindă. Nu, nu poți folosi patentul Nicolant să intre direct materialul direct în rotoare, să, pentru că e patentat atât la case cât și la Nicolant, cura de intrare aia cu spiral, unde trage materialul din elevatorul central direct în rotoare, sunt patentate și nu se pot folosi. Și cei mai mulți mai pun acolo un accelerator. Tipurile zic ei, dar pun acceleratorul ăla pentru că nu pot folosi patentul CNH. Cam asta a fost problema și o să vedeți că și clasul folosește rotoare și pe seria 600 și pe seria 700 două rotoare, dar ei au mai pus o tobă, au pus APS-ul la lor, sau cum zice APS, nu mai știu exact cum se numește, sistemul la lor, care tipurile mai face un free track și deși nu poți folosi sistemul Nicolant, care e mult mai eficient. Asta e problema, că nu mai aveai nevoie de un cotopă, ei practic folosesc rotoarele în loc de cai. E o combine convențională cu rotoare în loc de cai la, la clasă. Nu, nu știu exact la modelele astea noi de, de John Deere X9, exact ce sistem folosește. Știu că folosește prin rotorul, la fel ca Nicolantul. Fiecare acum câțiva ani ziceau că e mult mai eficient single rotor decât twin rotor, văd că acum am ales și twin rotor. Dar Jodir așa e, totdeauna a ales soluțiile cele mai bune și le-a îmbunătățit. Asta trebuie să recunoaștem. Și de asta au avut întotdeauna. N-au fost primii la inovație, dar în schimb au fost primii la fiabilitate. Și ăsta e meritul lor. Da, și cam atât, cred că deja v-am plictisit.